că ați înțeles că merită să citim această carte. E atât de frumoasă. Ne spune atât de multe despre noi. Ne ajută să ne redescoperim, descoperind-o pe autoare, pe Mihaela Burlacu. Omul acesta care face atât de multe pentru cultura dobrogeană, care, deși ar putea să se comporte la fel ca asemenii săi care fac parte din reprezentanții culturii, care se ocupă de cultură din anumite domenii, a ales forma cea mai dură, să fie în mijlocul evenimentelor, să iubească și să respecte pe cei care promovează, creează și țin de cultură, măcar de cultura dobrogeană. Dar ea este și un om iubită la nivel național și internațional pentru că a îndrăznit. Pentru că a îndrăznit să fie ea. Și înainte de a-i oferi celelalte surprize care o așteaptă, spirituale, bineînțeles, pentru că noi, artiștii, supraviețuim pe cont propriu, suntem proprii noștri, suntem foarte bogați pentru că suntem proprii noștri sponsori, suntem proprii noștri creatori, oameni care reușim de fiecare dată să și creiem, să și edităm cartea, să și plătim, să și promovăm, să și lansăm, dar o facem din dragoste și dragostea învinge totul. Și decât între a-ți cumpăra o roche valoroasă sau o bijuterie, preferăm să ne ducem să mai punem deoparte, să ne mai edităm măcar 100 de exemplare, măcar 200 de exemplare, pentru că este un scriitor care a învins, pentru că este un scriitor care a convins, pentru că este un scriitor prieten și este astăzi aici la noi, la Mangalia. Vă invit pe Mihaela Burlacu, aici, alături de noi. Bună ziua și vă mulțumesc că ați onorat invitația mea. Este o zi de duminică și puteți fi oriunde în altă parte decât aici, în acest loc. Vă mulțumesc și vă sunt profund recunoscătoare pentru sprijinul pe care îl aveți alături de mine pentru a sărbători o carte. Am ales să fac prima lansare de carte la Mangalia, pentru că aici este locul meu unde mă simt ca acasă. Până acum mărturisesc că le făceam toate la Constanța, dar data aceasta am ales să vin, să aduc cerul meu arturian împreună cu arturienii la Mangalia. Pentru că am avut în cariera mea de scriitor, la început, am avut două aripi. Una a fost Emilia Dacu. Încă de la început m-a luat, m-a crescut, m-a promovat așa cum știe. A doua aripă, din punct de vedere scriitoricesc, a fost criticul Marius Chelaru de la Iași. Cu aceste două aripi, care sunt și modele totdeauna pentru mine, așa cum, ca și oameni în primul rând, m-au crescut, eu zic, frumos. Și pentru că m-au crescut frumos, vreau să dau, la rândul meu, celorlalți din bucuria lor de a trăi, bucuria lor de a dărui, bucuria lor de a fi pentru semenii lor, ceea ce ar trebui să fim cu toții. Tocmai de aceea am să rezum această carte la moto pe care am să vi-l citesc. Eu spun că acest moto ales de mine rezumă întreaga mea creație și, și numai carte în sine. Este un moto din tăblița de smaralda lui Tot, numărul 3, care este, Tot este un atlant. El vine de peste, din veacurile trecute și ne transmite înțelepciunea lui pentru omenire. Se spune că Tot, atlantul, a fost chiar arhitectul piramidelor din Egipt. Omul este o stea încătușată într-un corp, până când, la sfârșit, se eliberează prin propria luptă. Doar prin efort și trudă, steaua din tine va înflori într-o nouă viață. Asta înseamnă că crezul meu pentru toată lumea și al meu personal
este faptul că noi, doar prin trudă și prin luptă, ne putem perfecționa. Putem renaște, putem deveni cea mai bună versiune a noastră. Și mai este un lucru pe care această carte îl definește printr-un citat latin, per astra ad, per aspera ad astra, adică pe căi de bătorită către stele. Numai prin muncă și prin abnegația noastră putem trăi într-o nouă viață, putem renaște într-o nouă viață. Este o carte care s-a născut greu, vreau să vă spun. Ideea a plecat de la faptul că toată lumea m-a întrebat, domnule, noi unde putem citi cele două proze scurte care au câștigat premiul de creație Najin Aman în Liban, devenind membrul al casei regale, pe viață. Pornind de la această idee că am inclus în acest volum cele două povestiri câștigătoare, Ploaia și Cea mai fericită femeie din lume, ulterior am mai scris încă 7 proze, timp de 4 ani. Poate că, odată cu vârsta, devenim mai exigenți cu noi înșine, dar totodată apanajul înaintării în vârstă este că îi înțelegem mai bine pe ceilalți, devenim mai înțelepți, mai buni, mai iubitori. Și, nu în ultimul rând, acea iubire necondiționată. În acest timp, mă rog, am fost afectată și de o problemă pur personală și atunci am avut dorința de a căuta manualul de funcționare al vieții. Zic, firar să fie de viață, zic, mă, din moment ce mi se întâmplă niște lucruri repetitive, înseamnă că undeva eu greșesc. Și atunci există un manual al vieții. M-am zis, dom'le, trebuie să existe undeva. Pe principiul bate și se va deschide, caută și vei găsi. Asta am făcut. Deci, și am avut și șansa și norocul să găsesc oamenii potriviți, cărțile potrivite și această experiență am redat-o în această carte, care m-a chinuit, vreau să vă spun, tot mi se părea că nu este bună de dat la tipar. Experiența mea v-am transmis-o aici. Întâmplările din această carte sunt ficțiune, desigur, dar sentimentele sunt profunde și adevărate. Și sunt ca urmare a acestor căutări ale mele, cum zic eu, în una dintre proze, cea mai cu aripile deschise la marginea lumii, vreau manualul de funcționare al vieții și cu subtitrare și cu desene ajutătoare. Vreau să spun că le-am găsit, adică cel puțin din punctul meu de vedere, am găsit cât de cât acest manual de funcționare al vieții. Nu este greu, dar dacă le înțelegi, nu mai suferi, pur și simplu. Adică și sunt două idei la care țin foarte mult să vi le transmit și dumneavoastră. Una a fost că, practic, noi trebuie să devenim, să ne perfecționăm, să devenim cea mai frumoasă versiune a noastră. Și, deci, una din idei am să o expun aici, într-un simplu pasaj. Edward a plecat, iar eu am renunțat la un câmp de luptă pentru posesivitate, trezindu-mă ca dintr-un vis, cu înțelepciune, forță interioară și puritate, și fără să-l mai țin prizonierul sufletului meu. Orice am iubi în lumea asta trebuie lăsat liber. Este un crez la care am... Este un crez la care am ajuns noi pentru că degeaba ținem oamenii în lesă, cum ar spune. Ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla. Ce trebuie să fie în lumea asta, se va întâmpla. Asta nu înseamnă mioritic, adică, domnule, fatalitate. Sigur că da, noi trebuie să înțelegem mecanismul acesta de funcționare al vieții și atunci viața nu se va mai părea grea, toate lucrurile vor decurge firesc, fără atașamente, fără această încrâncenare care ne caracterizează, ținând de loc, de lucruri, de oameni, de întâmplări, de împrejurări. Și o altă idee la care țineam să vă aduc
Sunt mai multe, sigur, dar acesta aș vrea să o punctez în mod special. Ideea de a ne întoarce la propria ființă, pentru că acolo sunt toate răspunsurile pe care le căutăm. Psihologa, doamna Petrescu, sigur, e un personaj cu care să vă placă, sper, pătrunzând în interiorul ființei tale, vei descoperi o lume nouă, total ignorată de tine până atunci. Este o putere atât de mare încât simți nevoia să o împărtășești cu ceilalți. Iubirea nu este decât împărtășirea acestei forțe. Nu simți nevoia să cerșești iubire. Pentru prima oară în viața ta dispui de o comoară neprețuită și simți nevoia să o împarți cu alții. Când simți nevoia să fii iubit, necazurile apar imediat. Această iubire este iubirea unui plebeu, iar un plebeu care cerșește nu poate fi niciodată fericit. Și am să închei cu, iarăși cu niște cuvinte ale părintelui. Deci, eroina mea caută răspunsuri și atunci ea, practic, în disperare de cauză, într-o primă fază, fără rușine, apelează la un psiholog când simte că durerea este mult prea mare pentru ce poate suporta un om. După ce caută un psiholog, se gândește că nu e foarte mulțumită de răspunsurile pe care le primește și atunci caută un duhovnic special pe care îl găsește după multe chinuri. Iar duhovnicul, mie mi se pare magistral în gândirea dânsului, bine, care părerea psihologului și a duhovnicului converg într-o oarecare măsură. Adică în cea mai mare măsură. De fapt, ei sunt foarte buni psihologi, de fapt, duhovnicii. Duhovnicul Ierohim îi spune: venim aici cu un scop clar pe pământ, cu o anumită misiune. Nu ca la bal sau la o discotecă, domnișoară. Transformarea ființei noastre precum a omizii în fluture. Asta este dacă ai puține minte să înțelegi ce e cu tine pe lumea asta. Dacă nu, rămâi așa. În definitiv, cei mai mulți oameni rămân veșnic omizi, a spus părintele Ieronim cu o bucurie în ochi. Eroina mea reușește să-și găsească resorturile interioare după aceste căutări, până la urmă și-a dat seama că toate răspunsurile, de fapt, erau în ea și nu trebuia să le caute în altă parte. Dacă avea puțină minte să se vadă, să se înțeleagă și să înțeleagă ce e cu lumea asta. Și am să vă mai dau un simplu pasaj care am să închei. Iese din cerul meu arturian. Eroina mea, de asta am și dat titlul cărții, ea se consideră o stea strălucitoare care cade pentru muritor pentru a le îndeplini o misiune, o dorință. De fapt, paradoxul este că nici pe ea nu se putea ajuta, dar înainte să mai îndeplinească alte dorințe ale muritorilor. Totuși, cu multă suferință, înțelege până la urmă care este sensul vieții și, deși nu era adepta compromisurilor, ea face totuși acel compromis, ultim compromis. Sigur, după ce se victimizează, își găsește până la urmă resorturile interioare de a fi fericită. Sfârșitul poveștii acelui meu arturian, în care Arturus, știm toți, este cea mai strălucitoare, una dintre cele mai strălucitoare stele de pe cer, iar ea se visează ca o săruță strălucitoare, de fapt este un simplu omuleț ca noi toți. Concluzia, și cu asta am să închei, este următoarea. După ce trece prin diverse lucruri greu de înțeles chiar și pentru ea. Aveam simțurile puse pe pilot automat. Realizam că fericirea nu mi-o duce un bărbat și nu venea odată cu inelul, nici cu căsătoria, poate nici măcar cu copiii. Pe viitor, împlinirea trebuia să o caut în mine, ca o stare pe care trebuia să o găsesc și să o îngrijesc. Cel mai probabil
nu e nimeni responsabil să ne facă pe noi fericite. Nici chiar cel care a promis în fața altarului că ne va aduce și luna de pe cer obligat de niște formalități. Realizam că starea de grație va veni din interiorul meu, din gândurile mele, din felul în care am să mă simt. Nu voi mai aștepta pe cineva sau ceva să mă facă fericită pentru că eu eram singura responsabilă de starea mea de fericire. Vă mulțumesc!